Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă de miercuri. Astăzi o să facem împreună ceva super delicios, un desert mult iubit de toată lumea și anume lava cake. Pentru că este mult mai simplu să-l faci decât te așteptai și eu zic că e bine să te bucuri de el de fiecare dată când ai poftă, nu să aștepți doar ocazii speciale. Hai să vedem de ce vom avea nevoie. 170 de grame de ciocolată, ciocolată cu lapte, 75 de grame de unt, 4 linguri de zahăr pudră și 2 linguri de făină și, bineînțeles, un praf de sare. După care vom folosi 4 ouă, vom pune doar 2 gălbenușuri și 2 ouă întregi și apoi o să ne distrăm la final cu ornatul prăjiturii noastre. Prima și prima dată o să punem ciocolata la topit, după ce se topește ciocolata punem și untul peste să se topească împreună și apoi vedem ce avem de făcut. Cât timp se topește ciocolata, eu voi unge formele cu unt, voi face doar 2 lava cake astăzi și restul le voi face data viitoare, pentru că lava cake este bună fierbinte și puteți să o păstrați această compoziție la congelator pentru o lună. Deci puteți să faceți mai multe odată și de fiecare dată când aveți poftă de o lava cake caldă, o puneți la cuptor și asta e. Din când în când mai amestecăm în ciocolata noastră ca să fim siguri că se topește și pentru că mai am puțin timp, încă nu s-a topit de tot, voi separa cele 2 albușuri de gălbenușuri. Pentru că v-am zis, folosim 4 ouă, dar vom pune doar 2 gălbenușuri și 2 ouă întregi. Acum pot adăuga untul peste ciocolată, pentru că ciocolata mea este topită. Ciocolata și untul s-au topit, s-au încorporat și acum vom adăuga ouăle, câte unul pe rând și îl încorporăm. Am terminat de adăugat ouăle, le-am și încorporat și acum o să adăugăm praful de sare, făina și zahărul și amestecăm bine, bine, bine. Compoziția noastră este gata, cuptorul este deja preîncălzit, l-am pornit de mai devreme, formele mele sunt un secund, deci suntem pregătiți să băgăm prăjitura la cuptor. O să o pun în forme și o voi lăsa pentru 6 minute la 200 de grade. Nu o lăsați mai mult pentru că altfel vor ieși brioșe și nu lava cake. Prăjituricile de la cuptor exact după 6 minute. Am pregătit aici 2 farfurioare și câteva fructe ca să le ornăm și apoi tot ce avem de făcut este să le savurăm. Bineînțeles, trebuie să vedem dacă prăjiturile noastre vor trece testul, adică interiorul trebuie să fie moale și să curgă. Am pozat această frumusețe și acum urmează să-i facem testul, să vedem dacă îl trece. Veniți mai aproape să vedeți cum curge ciocolata. Super bun! Iată că prăjiturica noastră a trecut testul, a ieșit perfectă. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Noi ne vedem data viitoare! Poftă bună!